Hai, salut, eu sunt Racu și bine am regăsit la un episod din This War of Mine, probabil ultimul episod din This War of Mine. Ok, Boris a murit ultima dată, am fost și atacați, ne-au fost furate destul de multe chestii importante. Marin e palid și tușește în continuu, arată foarte rău. Ok, spun ultimul episod pentru că... Da, situația arată foarte rău, mai exact Marin e la pat, nu știu, ok, mai avem mâncare. Avem mâncare cât să ne pregătim ceva, nu știu dacă avem apă cât să-i dăm de mâncare astăzi, dar e înfometat, grav bolnav, ușor rănit și depresiv, ok, și avem câteva chestii despre povestea lui care spune: într-o zi un băiețel a venit cu o figurină care avea un braț rupt, era dintr-un plastic ce nu putea fi lipit, nu există piese de schimb, totul cu scopul de a vinde mai multe jucării, dar am reparat-o oricum. Și am înapoiat-o copilului. O, cât de fericit a fost! Mai târziu, când s-a dezlănțuit iadul, am găsit jucăria în stradă și am știut că nu s-ar despărți de ea cu prețul vieții. Da, trist. Mama, e din ce în ce mai trist, frate. Tot story-ul, toată atmosfera e așa de trist, adică totuși e război și chestii. Acum, ce aștept eu este să vină cineva la noi, să vrea și el să stea în adăpost sau să vină măcar Marco, să putem să facem niște trade. Știu că doar ce a trecut iarna, sunt 7 grade în casă, deși avem lemne pe foc. Mă așteptam să fie un pic mai cald, dar e ok, 7 grade sunt ok. Nu știu ce aș mai putea să fac, pentru că aș putea să-i dau de mâncare, doar ca să mă asigur că nu o să fie furată la noapte, deci mai bine îi dau acum. Ce altceva? Ce mai avem prin casă? Apă, câtă mai avem? Apă. N-avem deloc apă. Ups. N-avem deloc apă și n-avem nici filtru de ploaie. Asta o să fie o problemă, dar mi se pare că încă mai am zăpadă și pot să o transform în apă, dacă nu o să fie nasol, pentru că n-am nici materiale ca să construiesc un filtru de apă, deci practic nu avem apă. Dar cred că încă, nu? Nu mă mai lasă, ok, deci dacă a trecut iarna nu mă mai lasă. Asta e rău, asta e foarte, foarte rău. Dar măcar încă mai e Marin în viață, știi, și putem, nu știu dacă avem, s-ar putea să avem destule chestii cât să construim un filtru de apă. Din ce mi-am amintesc eu, nu e deloc scump. Ok, a venit cineva, nu știu cine e. Am adus ceva pentru tine, deschide ușa. Ok, avem, ne-a adus cineva, probabil un tip pe care l-am ajutat, ok, și ne lipsesc lemn și componente. Mai mult ca sigur tipul nu o să vină la noi cu lemn și componente. De obicei cei care vin să ne mulțumească, nu știu când l-am ajutat sau cu ce l-am ajutat pe tipul ăsta, dar de obicei când vin cu mâncare sau cu chestii care sunt consumabile, medicamente, chestii de genul ăsta. Se mișcă foarte greu, nu pot să-l fac să se miște mai repede pentru că e grav bolnav și e și ușor rănit și toate chestiile posibile. Nu pot să aici toată ziua. Ok, deci ce avem? Medicamente. Ok. O caut pe prietena mea, Ana. A răcit... A trăit aici înainte de război. Speram să o întâlnesc. A fost mereu bolnavă și cum medicamentele sunt foarte greu de găsit, i-am adus câteva flacoane. Poate l-ați putea păstra aici să-i dați în cazul în care vine după ele. Sigur. Sigur. O să le și folosesc. Adică, come on. Sper să ne mai vedem. Eu sper să nu, că o să-ți folosesc medicamentele pe care mi le-ai dat. Niciodată nu avem destule medicamente. Ne-ar face... trebuința astea, ok. Bine, ok, hai să-i dăm medicină. De fapt, nu medicină, medicamente. Asta se numesc, asta e medicament. Green screen-ul, am făcut ceva modificări la el. Nu știu dacă e mai bine sau mai rău. O să-mi dau seama după filmare. E posibil să se vadă prin mine sau prin tricou sau prin ceva, nu știu exact. O să rezolv episodul următor. Încerc să fac câteva teste. De asta probabil se vede mai ciudat. Ok, ia medicamentele și ce am putea face? Nu știu, cred că o să-l lăsăm în pat, pur și simplu. Nu cred că mai vine nimeni astăzi, nu am ce să construiesc, nu am ce să alimentez. Situația e foarte, foarte rea, pur și simplu. Și nici nu știu ce o să fac peste noapte, adică l-aș trimite după resurse, pentru că am nevoie de resurse, dar sigur o să fim atacați dacă nu e nimeni acasă. Deși am upgradat casa aici, aici și cred că am upgradat-o la maxim, dacă nu mă înșel. Dar na, nu prea avem ce să facem, nu avem nici bandaje, nici nimic, nimic, depresiv. Nici alcool nu mai avem, ok, foarte, foarte nasol. Apă nu mai avem, că aș fi pus aici să se facă niște alcool, dar nu mai avem apă pur și simplu. Și dăm încheie ziua, pentru că nu avem ce altceva să facem, nici măcar mâncare nu putem să pregătim. Bordel, aici e pericol, e nasol. La biserică. Atenție sporită. Vilă ruinată. Garaj. Am mai fost la garaj, e tipul ăla cu... Nu? E tipul bolnav, parcă. Magazin universal, ok, atenție sporită aici. Cred că o să mergem aici, știu, adică... Cred că știu ce am putea găsi aici. N-avem ce să luăm cu noi, nici n-avem foarte multe sloturi.
Ok, hai să mergem. Aici, teoretic, dacă cunosc eu destul de bine jocul, ar trebui să găsim o bandă de oameni, gen o gașcă, adică ăștia. Igor, mergi la etaj. Bun, hai să ne mișcăm repede. Dar nu putem să ne mișcăm repede, că nu putem să fugim. Hei, tu! Ar trebui să fie destul pentru amândoi, nu-ți face griji. Bun. Da, exact asta mă așteptam să se întâmple. Ideea e că pot să iau pe ăștia la bătaie, dar... Totuși, hai să nu terminăm așa sezonul ăsta din This War of Mine. O să încerc să iau, nu știu, materiale în principal. Ok, și apă și chestii pe acolo. Se mișcă foarte încet și treaba e că ăștia, am verificat chestia asta de mai multe ori, dacă mă duc înaintea lor, la locurile unde se duc ei să ia lucrurile, găsesc alte chestii. Gen, ar fi fost bine să ajung înaintea lor. E cineva deja acolo și se înfructă din tot lootul ăsta. Deși nu sunt chestii foarte bune. Uite, acolo ar fi trebuit să verific înainte să verifice el. Acum că a verificat, lipsesc chestiile bune. Și da, am testat chestia asta și de obicei lipsesc chestii random, nu lipsesc chestii mai bune sau ceva. Sunt random chestiile pe care le iau tipii ăștia. Ok, hai să vedem ce mai e pe aici. Ăștia se mișcă oricum foarte încet, deci ar trebui să... No. Plus că au și un spațiu limitat, așa cum am și eu. Sau cel puțin așa ar fi corect, nu știu acum. Ok, o să folosim strategia aia pe care v-am învățat-o eu prin primele episoade. Mai exact, o să mergem aici la prima chestie de asta și o să lăsăm toate chestiile pe care le avem la noi. O să le lăsăm la început și data viitoare când venim aici doar luăm chestiile din prima grămăjoară. Sub tratament, înfometat, ușor rănit. Mă, să sperăm că nu o să fie mai rău rănit după ce l-aduc acasă, pentru că, teoretic, dacă nu faci nimic în expediție, nu prea te rănește nimeni. Nu prea poți să te rănești, dar dintr-o rană ușoară poate să înceapă să se infecteze sau să... Pur și simplu poate să devină mai rău, din diferite motive. Ok, tipul ăsta are un AK, mamă, dacă aveam... Există tot felul de metode de a aborda story-ul. Bineînțeles, modul în care am abordat eu story-ul n-a fost tocmai bun, pentru că Marin e singurul care a mai rămas în viață, dar chiar aș vrea să vină cineva, n-a venit nimeni să se alăture, n-a venit nimeni, v-am zis, poate să vină cineva la ușă și să ne zică, bă, vreau și eu să stau aici și eu pot să zic da sau nu. Și clar aș zice da, măcar să am două personaje în adăpost. Pentru că e, acum și cu o singură persoană nu e super, super rău, pentru că din moment ce e o singură persoană, toate resursele le voi consuma pe el, pur și simplu. Nu sunt mai multe personaje care cer de mâncare și medicamente și toate chestiile. Ok, mai e ceva încoace. A luat el tot, așa-i? Da, a luat tot de acolo. Nu vrei să cauzezi? Nu vreau, te cred pe cuvânt. Chiar vreau să stau super chill, să-mi iau chestiile și să mă duc acasă. Am jucat foarte agresiv și nici n-am avut un story atât de agresiv, adică... Măi, și după sezonul ăsta, sincer, nu știu ce să zic, adică e destul de mult suport și vă mulțumesc foarte mult pentru suportul acordat seriei, dar... Nu știu, mai bine aș vrea să încerc altă serie, ok? Și poate după seria următoare ne vom întoarce la un This War of Mine, adică... Na, a prins destul de bine de-a lungul timpului pe canal, pentru că fac... Cred că primul sezon a fost pe undeva pe la 20.000 de subscriber și acum am cât 120.000. Ok, nu știu de ce fug toți ăștia. Probabil și-au luat chestiile și se duc în treaba lor. Ok, țigări. Bun. Ce mai e și aici? Ne mai uităm și aici, după care cred că o să plecăm, că nu mai are rost să mai stăm. De fapt, bine, o să ducem... Ok, componente. Păi o să las... Zahărul? Nu, zahărul. O să las tutunul și iau componentele și probabil o să plecăm acasă cu un stack de componente, pentru că principala chestie pe care trebuie să o craftăm acum este filtrul de apă, pentru că nu avem cum să facem rost de apă, pur și simplu. Și dacă o să găsesc aici măcar, nu știu, măcar 5 picături de apă, deși cred că ar trebui să mai verific și pe jos, pentru că mai sunt și pe aici o grămadă de chestii de luat, aș vrea să găsesc măcar 5 apă ca să pot să-mi fac de mâncare, dar am și o de-asta care nu e... Care nu era deloc, adică e practic mâncare deja făcută. Ok, bun. Lăsăm toate chestiile. Oh, mai e... Ah, nu. Acolo e ieșirea. Bun, lăsăm totul și vedem ce luăm. Bam, 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 bam. Ok, ne trebuie... Să mai mergem și pe jos? Nu, de fapt are rost. Mă, o să mergem și pe jos pentru o picătură de apă. Atât ne trebuie. O singură picătură de apă mă enervează că merge... Nu. Durează prea mult, pur și simplu. Cred că n-am timp, pur și simplu, pentru că imediat se face, imediat vine ziua și trebuie să plecăm de aici. Așa că luăm tot ce ne trebuie, ok? Luăm componente, de fapt astea, stai ce sunt. Astea sunt părți, astea sunt componente, niște lemn, mâncarea.
Luăm și apa eventual, poate vine Franco pe la noi. Dar nu e tehnologie, părți electrice. De ce tu s-a impresia că e tehnologie? Cred că, da, în engleză e oare... Nu, e electric parts în engleză. Luăm și lemnul ăsta, îngrășământul, ca să putem să-l punem în capcană. Și o țigară, deși el nu e fumător, mi se pare că e... Sau? Stai că nu mai știu, bio. E băutor de cafea. Bă, nu știu, o să mergem cu chestiile astea acasă, pentru că nu mai avem timp să mergem și pe jos, pentru că merge foarte, foarte încet din cauza că e bolnav, dar e ușor rănit. Adică nu știam că merge mai greu și din cauza că e grav bolnav. Orice e grav, e clar că e grav și merge mai încet, aparent. Deci, indiferent că e grav bolnav, că e grav rănit. Zilele de iarnă au trecut ei. Bun, deci nu mai folosim lemn pentru sobă, ceea ce e super tare. Să sperăm că n-am fost atacați, dar îmi vine greu să cred că nu am fost atacați. Nu arată bine deloc. Am fost atacați. Cineva ne-a spart locuința și ne-a furat lucrurile. Mâncare, pastile, ok, măcar n-a furat medicina. Asta înseamnă că pot să-i dau lumarin. Ok, acum poate să alerge, nice. Bun, și hai să dăm direct medicina, nu mai stăm cu ea sau... nu, o să așteptăm puțin. Luai ar dracu de hoți. Trebuie să ne păzim proviziile. Păi și cum propui să facem chestia asta? Ideea e că ne-a furat teoretic mai puțin decât am adus acasă. Deci e și asta un lucru bun. Mâncare, cred că o să-i dăm direct de mâncare. De asta așa. Ok, pentru că e înfometat. Bolnav, ușor rănit, depresiv, obosit. Păi hai să așteptăm. Dar nu știu ce să așteptăm. Să-l așteptăm pe Franco, poate vine Franco astăzi. Dacă nu, o să-i dăm medicamentele, pentru că aș vrea să păstrez medicamentele în caz că are ceva... Medicamentele sunt foarte scumpe, de dat la schimb. Ar trebui să mai urmărim și radio-ul. Și pune-l unde? Ok, avem aici loc? Nice. Fix lângă radio? Nu, radio e aici, ok, bun. Mișcă-te mai repede, te rog. Și pe la... nu mai știu, pe la 11 vine de obicei Franco sau oricine ar trebui să vine de obicei pe la 11. Pentru că nu poți să... La ce e bun? La degeaba, fă-l acolo. Încă și câștigat cu ce preț, nu mai ducem mult așa. Am câștigat, ce câștigat? Ar trebui să urmărim radio-ul, pentru că de multe ori spune chestii legate de radio, deși nu am urmărit radio-ul până acum. Bine, l-am urmărit, dar foarte puțin. Și din ce mi-am testat eu, ultima dată a zis că războiul ar trebui să mai dureze undeva la 8 zile, ceea ce e super tare, deci s-ar putea să terminăm story-ul. Momentan, Marin o duce destul de bine, adică e... Cafeaua devine din ce în ce mai puțină în oraș asediat, așa. Prețul cafelei pe Piața Neagră va crește sigur. Ok, altceva. Întrerupem emisiunea pentru a vă informa cu privire la un tragic incident. În această dimineață, un obuz a explodat în piață, omorând peste 60 de persoane și rănind multe altele. Holy shit. Obuz? Ce e un obuz, frate? Obuz. Mă rog, se aude muzică și ce mai avem? Ne bucurăm... ok, asta e despre vreme, nu mă interesează. Adică știu că s-a terminat iarna și e tot ok. Aici s-a și stins focul, ok, asta nu știam că se stinge focul. Hai să punem, dar nu știu dacă avem de filtre, să facem filtre. Ok. Hai să vedem dacă putem să facem filtre, de fapt. Mă enervează că... ok, Franco, bun. Bun, dar cine ar trebui de fapt de la Franco, pentru că nici nu știu exact. Sau, hai mai întâi să vedem dacă putem să facem un filtru, dacă nu... o să fie nasol. Bun, putem să facem un filtru. Oh, chiar avem o grămadă pentru filtre, what? Avem o grămadă de... de componente. Bine. Continuă. Asta din cauza că e depresiv. Și tot rolul la chestia asta cu mă opresc, nu mai fac nimic. Bă, chiar sunt... ok, green screen-ul o să-l rezolv data viitoare, ok? Bun. Hai să punem un filtru. Asta înseamnă că nu mai trebuie să facem trăit pentru apă. Bă, e foarte nasol cum se vede, știu. Dar nu știam că o să se vadă așa. Da, e ok, înțelegeți voi. Ideea e face cam, corect. În tricou și asta nu prea contează. Și se potrivește cu... Plus că oricum nu vedeați niciodată ce scrie aici. Bine, nici acum nu scrie cineva la ușă. Nu știu dacă puteți să citiți. Sunt ca o fantomă. Sau m-am jucat eu pe la opacity, probabil. Nu știu. O să verific și o să rezolv până episodul trecut. Până episodul trecut. Ați înțeles, voi. Până episodul viitor. Bun. Hai să vorbim cu Franco. Bun. Prin ușa vorbim, bineînțeles.
M-aș putea să iau bandaje. Da, chiar ar fi o chestie. Bandaje și poate și o de-asta de apă și lemn și niște părți. Ok, bun, trebuie să plătim scump pentru chestia asta. O să-i dăm, dar nici n-avem ce să-i dăm. Cred că glumești. Da, păi era o glumă. Shit. Ok, putem să-i dăm de-astea. Asta valorează mai încearcă. Ok, bine, batem palmă. Mai încearcă. Păi hai să-i mai dăm niște zahăr? Ar putea merge cu niște zahăr. Cafea nu mai avem. Ok, bine, batem palmă. E ok? E ok, eu zic că e ok. Deși o să am nevoie de... circuite electrice sau cum se numește, mereu uit, frate, cum se numește, părți electrice. Da, o să avem nevoie de părți electrice. Am nevoie mai mult de un bandaj și lemn și restul. Poate și o legumă? Nu, lasă așa. Bate palmatură, măi, acolo, că poate, cine știe, poate mă răzgândesc ce mai am nevoie. Dar nu cred. Bolnav, ușor rănit, depresiv și obosit. Bine, hai să-i dăm medicamente. Nu medicamente, bandaje mai întâi. Ca să nu mai fie... E ușor rănit și nu ar trebui să-i dau medicamente. Ar trebui doar să-l las să stea în pat, dar... bandajat și bolnav. Ok, asta mi-asigură faptul că nu o să fie mai rău mâine. Și o să-i zicem să stea în pat. Și cred că asta e. Nu știu ce ar mai trebui. Hai să vedem dacă mai putem să construim ceva. Ceva ce să fie util, eventual. Asta de plante. Aș putea să fac țigări aici. Și cred că o să o fac, da, o să o pun, nu știu unde o să o pun aici. Plasează. Data viitoare vor intra, n-are niciun rost. A, mă, frate, come on. Do it. Nu te mai plângi atât, da. Și nu cred că o să, sau aș putea să fac niște țigări astăzi, dar... Mai bine îl las în pat, să mă asigur că starea lui o să fie mai bună și după aia. Nu știu unde o să mergem în seara asta, pentru că, na, toate zonele sunt destul de periculoase în momentul de față și aș vrea să, nu știu, nici nu știu ce mi-ar trebui. Mi-ar trebui încă un personaj, frate. Momentan n-a venit nimeni. De când mi-a murit, de când am început jocul și până acum n-a venit nimeni la ușă să ne întrebe, bă, vreau și să stau aici, mă primiți? Ok, bandaje. Dar n-avem ce să facem. Oh, ok. Nici măcar nu avem ce să facem, deci nu se pune problema. Dar măcar am construit-o pe aia și ne ajută să scoatem mai mult value pe obiecte, pentru că, practic, le prelucrăm. Ok, bun. Și dăm, încheie ziua, presupun? Da, pentru că nu prea mai avem ce să facem. Aș putea, nici n-aș putea să gătesc. Nu știu ce o să ne mai fure, frate, pentru că nu vreau să iau pe asta, pentru că o să ne intre în inventar și ce e în inventar poate fi furat. Încheie ziua. Ok, nu prea mai avem efectiv ce să facem. Magazin universal, m-aș duce din nou aici, șantier. Aici e pericol. Dar putem să găsim chestii foarte mișto, știu sigur. Vilă ruinată, depozit. În depozit? Dar aici e pericol. Cantități enorme de mâncare. O mulțime de medicamente. Dar aici e pericol. Dacă suntem prinși, se va termina jocul. Nu știu ce să zic. Bă, m-aș duce... Hai că mă duc la depozit. Dar o să fie multe chestii închise, așa că... Măcar putem să alergăm. Asta e cel mai important. Putem să alergăm și în caz că se întâmplă ceva o să urm la goană. Și aia e. Ok, aici nu ar trebui să fie, nu ar trebui să am probleme. După ușa asta ar trebui să fie probleme. Ia tot de aici. Deschide. Ah, fuck. Come on. Hai, mă. Cred că o să lăsăm toate chestiile aici, nu? Asta ar fi cea mai bună idee. Da, o să le lăsăm pe astea aici. Și mergem mai încolo. Ușurel, mi se pare că aici trebuie să fie doi tipi care vorbesc despre chestii. Nu mai știu exact. Da. Ok. În regulă, am scos toată marfa de calitate afară. Care e afară? Afară însemnând, nu aici. Sau? Ar trebui să ne ajungă o perioadă. Ce facem în continuare? Știu că ăștia făcuseră... N-ar fi rău să jefuim un alt transport umanitar. Holy shit, ăștia sunt... ăștia sunt de-aia nemernici. Ăștia de aici au provizii... sunt bandiți, frate. Deci nu cred... Cred că dacă fur de la ei, nu o să se întâmplă nimic. Ok, bine. Ok, au plecat amândoi. Bun, atâta mă interesa. Și... hai să coborăm. Deschidem ușa asta, pentru că e important, în caz că va trebui să fugim
și cred că va trebui să fugim. Sunt șanse mari să trebuiască să fim nevoiți să fugim. E bine să fie toate ușile deschise. Ok, nu mă interesează ce scrie pe perete, nu putem să pierdem timp aici momentan. Hai să vedem dacă putem să urcăm acolo. Oh, shit. Bun. Trebuie să fim foarte atenți. Dacă ne prind, nu cred că o să stea la discuții cu noi. O să ne bată direct. Ok, hai să vedem ce e aici. Îmi place că fură mult mai repede decât cotrobă e prin chestii. Ok, nu prea pare să fie pericol aici. Deși nicăieri nu... Prea pare să fie pericol. Ok, ia tot. Jos mi se pare că nu vine nimeni niciodată. Nu mai știu exact zona, asta e nasol. Hai să vedem dacă avem ceva de furat de aici. Oh, și acolo, bun. După care cred că o să o luăm la fugă. Mai mult ca sigur o să o luăm la fugă după ce... Sau aș încerca să ies ușurel. Nu știu ce să zic. Astea nu prea avem cum să le tăiem, pentru că nici nu avem chestia aia upgradată să putem să construim un fierăstrău. Lăsăm asta. Cafeaua cică o să fie valoroasă, așa că o păstrăm la noi. Luăm niște lemn. Ok, cred că e bine așa. Te rog, nu. Te rog, nu veni aici. Te rog, nu veni aici. Mă mut de acolo ca să nu mă vadă, pentru că mă poate vedea. Dacă eu îl pot, de fapt nu mereu, dacă îl pot vedea, mă poate vedea și upa. Ok, hai că e bine. E bine. Sunt curios dacă fac asta, aș vrea să nu mă audă nimeni. Mamă, cât de tensionat e. Ok, nice. Bun. Acum putem intra în depozit, dar e periculos în depozit pentru că acolo sunt de obicei bandiții și păzesc chestiile. Deci înțeleg că aici sunt chestiile de valoare despre care vorbeau ei, care au zis că le-au dus afară. Bă, componente nu prea avem nevoie. Lemnul în principal e problema. Unde mă pot ascunde? Cred că aici. Nu, 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 fie milă de el, fie-ți milă de mine, please! Shit, 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 nu aia e... Da, fraților. Da. Ziua 12. Marin a murit. Marin a fost ucis în timp ce căuta provizii. Am fost atacați, nu prea mai pasă pentru că nu mai e nimeni. Poate să ia totul. N-ai reușit. Oh, you don't say, dude. You don't say. Ai supraviețuit 12 zile pentru că am jucat prost, efectiv. M-am dus cu caractere cu care nu trebuia să mă bat. M-am dus acolo unde trebuia să mă bat, efectiv. Ok, hai să vedem story-ul. De fapt, nu știu dacă mai avem un flămând. Boris a împărțit... Cum? A împărțit mâncarea noastră unui om flămând. Ok. Cu un om flămând. Emilia a murit, Emilia a fost ucisă în timp ce căuta provizia asta în ziua a 7-a. Nici nu e un epilog foarte... Dar nu e, e prolog sau epilog? Care e ultimul? Cred că e prolog, nu știu, chiar habar n-am. Investigația rebelilor, da, acolo au venit rebelii la noi la ușă și le-am zis nu, nu cunoaștem pe nimeni. Boris a murit, a fost ucis în timp ce căuta provizii. Și asta nu știu dacă e... Ce s-a întâmplat cu Ana? Cineva ne-a rugat să ținem niște medicamente pentru prietena lui... dar n-a venit să le ridice. Ok, și ziua 11, Marin a murit. Marin a fost ucis în timp ce căuta provizii. Ok, și ar trebui să avem un mini-story despre ce s-a întâmplat cu fiecare. După ce... Oh, ok, chiar avem, nu mă așteptam. Emilia s-a alăturat listei enorme de morți a acestui conflict... destructiv. Faptul că era tânără și a avut... cum? Și avută n-a contat. Războiul nu ne face pe toți egali. Norocul l-a părăsit pe Boris în cele din urmă, nefiind o surpriză pentru el. Prietena lui n-a fost îndeajuns să-l țină în viață. Într-o lume justă, ok, ar fi... Cum ar...
acum ar fi cu fiul său acum. Ah, ok, ok, ok. Gen, pentru că fiul lui murise, dar eu n-am înțeles exact. Bine, nici nu l-am ținut destul de mult în viață încât să pricep tot story-ul, dar mă rog. Aceste mâini muncite nu vor mai face niciodată ceva bun, nici pentru Marin, nici pentru altcineva. Povestea tragică a acestui om a ajuns la sfârșit. Poate că în final și-a găsit liniștea. Da. Da. Încărcare. Băi, tristuți, fraților, tristuți. Foarte, foarte tristuți. Sunt curios, pot să dau continuu? Nu. Nu. Nici măcar nu mai am, pentru că e hardcore. În momentul în care ai pierdut, ai pierdut. Nu prea mai ai cum să dai înapoi, nu prea mai ai ce să faci. Pentru că așa e jocul. Te forțează să iei o decizie, știi? Și să te gândești bine înainte, gândindu-te că, frate, dacă moare, moare. Nu prea mai am ce să fac în punctul ăla. Dar da, fraților, cam asta a fost nu cu episodul, ci cu seria, cu acest, de fapt mai bine zis, cu sezonul, cu acest sezon din This War of Mine, sezonul 3. Cred că a fost cel mai slăbuț, cred că da, cred că a fost cel mai slăbuț sezon din This War of Mine, pentru că am făcut o grămadă de greșeli, am jucat prost cam tot jocul, am terminat jocul de destul de multe ori. Dar am vrut să am ceva acțiune pentru video, pentru că e plictisitor să joc safe și să mă duc numai în zone în care nu se întâmplă nimic niciodată și să iau resurse, mă duc acasă, mă jefuiește și știți voi. Mă rog, da, fraților, cam asta a fost cu seria asta. Mulțumesc tuturor celor care ați apăsat pe butonul de like, care ați lăsat un comentariu util acolo în zona de comentarii. Un suport destul de bun pentru serie și pentru sezon, de fapt. Și mă gândesc și la sezonul 5. Dar mai vedem, ok? Mai vedem. Am o altă serie în cap, nu vă spun despre ce e vorba. Mulți dintre voi știți deja despre ce e vorba, dar o să ne ocupăm de o altă serie, după ce o terminăm pe aia, de fapt nu are un final, dar când o să mă plictisesc eu de joc, poate mă voi întoarce și la This War of Mine, dar nu promit nimic. Dar da, fraților, mulțumesc foarte mult că ați fost alături, cam atât am de zis, eu am fost Racu și până data viitoare. Peace!